Așadar, după ce am trecut cu bine de ceea ce trebuia să fie un ciclon, dar a fost mai degrabă o ploaie puternică de toamnă, politicienii au început să facă ironii pe seama furtunii devastatoare care nu a mai venit. Sorin Grindeanu și Mihai Tudose s-au întrecut în glume în fața jurnaliștilor, au uitat însă să spună de faptul că guvernul, din care inclusiv ei fac parte, a anunțat această furtună puternică. La ce uragan nu mai simt ce au fost. Dar trebuie să trecem în oferta de guvernare. Mi s-a părut că au exagerat autoritățile cu... Eu cred că prevenția a fost bună. Aceasta că și dacă se pierde o singură viață, care putea fi evitat, e important. Și atunci prevenția de fiecare dată e importantă. Cazurile în care sunt prea multe alerte, sau când mă gândesc că asta e rostul întrebării, repet, dacă s-a evitat și pierderea unei singure vieți, e important. Reacția ironică a celor doi lideri PSD vine după ce multă lume a reclamat că s-au dat degeaba coduri roșii și alerte care mai de care. Măsuri pentru care Raed Arafat a avut explicații. La acest moment putem spune că impact sau efecte grave, cum era scenariul cel mai rău după care am lucrat, n-au fost. Ce este foarte bine, încet, încet se vor întoarce oamenii acasă și, bineînțeles, colegii care sunt la Galați vor continua activitatea în zona care a fost calamitată în 13 septembrie.